Salut camarazi! Astăzi am plăcerea să vă prezint celebra Oktoberfest. Sărbătoarea din octombrie, care se ține între 18 septembrie și 4 octombrie, la München, în Bavaria, Capitala regiunii bavareze. Voi știți că Germania federală, după cum spune și numele, în general oamenii spun Germania, dar Germania e un stat federal făcut din mai multe regiuni. Bavaria e cea mai bogată dintre toate aceste regiuni germane, având foarte multă sau majoritatea fabricilor de automobile se află în Bavaria. München e un oraș care are 1.500.000 de locuitori. E un oraș plin de universități, de facultăți. E un oraș plin de viață. Bavarezii sunt așa mai haioși, le place să râdă, să nu știu ce. Au impresia că, au expresie, Baiunzi în Bayern, la noi în Bayern. Ei au impresia că, dacă zic Baiunzi în Bayern, la noi în Bayern, Münchenul e, sau Bavaria e centrul universului. Știi? Mă rog, fiecare cu ale lui. Festivalul ăsta de la Oktoberfest se ține în fiecare an Vă dați seama, e o mană cerească pentru negustori care vând milioane de halbe de bere, sute de tone, poate mii de tone de cârnați vârst în germană. E și Weisswurst, cârnatul alb. Arată alb și are un fel de pătrunjel, nu știu ce are până el pe acolo, dar e foarte gustos, mie îmi plăcea foarte mult fiert. E o sărbătoare populară unde se așează niște mese foarte lungi, uneori în corturi, dacă e vremea mai așa, mai, mai, bizară, uneori se face, în general, se face în aer liber. Müncher, cum v-a zis, e un oraș plin de viață, are multe atracții, are Marie în plaț, piața Mariei pe românește, unde am băut și o bere până în anii 80 cu celebrul Dan Andrei Aldea, care era șeful și chitaristul formației Sfinț, care a decedat între timp și cu Spiții Reininger, fostul pianist, fostul clăpar de la Phoenix în prima, în prima fază. Phoenix, Spiții Reininger era clăparul lor, după aia a emigrat în Germania. Prin anii 80 ne-am întâlnit acolo și -a la München cu Dan și cu Spiții Reininger și am băut o bere două și ne-am adus aminte de România. Deci cum vă zic, München are o groază de atracție, are o mare catedrală, are zona Olimpia sau Parcul Olimpia, unde joacă celebra echipă Bayern München, care anul trecut a fost campioana Europei. E disciplina germană, bineînțeles, în, în statul ei pur. Bavarezii umblă cu niște pantaloni scurți așa tradițional, din, se numesc Lederhosen, adică Leder înseamnă piele, pantalon de piele cu două bretele aici. Și arată un pic ca niște școlare, așa. Au un steag al lor tradițional cu romburi bleu, și bleu închis și bleu deschis. Asta e emblema Bavariei. Tot festivalul ăsta, Oktoberfest, e un festival de bucurie, de parade, vin tot felul de asociații, asociația vânătorilor, asociația pescarilor, vin reprezentanții de la fabricile de bere care își vând acolo produsele. Berile au, au o măsură de, se numește bircrug, bire bere în germane și crug înseamnă halbă. Bircrug are o, un, un litru, are o măsură stați de un litru. Halbele astea de bere sunt foarte vânate de colecționari. Vă dați seama, pentru că fiecare an au, au un, o, mică, o mică diferență față de halba de anul trecut. Așa, deci sunt foarte vânate, sunt foarte foarte apreciată de cunoscători. E o atmosferă, vă dați seama, festival, veselie, râsete, bucurie, să mănâncă boi fript, să pun boi așa la prosap și să frig întregi, după aia să tai, să face porții. În apropiere e chimze, chimze înseamnă cu timp. De acolo să aduc niște păstrăvi special care să fac la prosap așa. Foarte o delicatețe, am mâncat și eu până în anii 80 se mănâncă brețel, brețel sunt covrigii românești și căță munți, munți întregi de turtă dulce în formă de inimioară, mai mari sau mai mici. Negustorile fac de toate dimensiunile care se vândă și la copii și la ea mai mari și așa mai departe. E o atmosferă nemaipomenită, râsete, bucurie, să îmbată lumea, să fac copii la înghesuială, cele sunt praștie, să fac praștie acolo și -a de bucurie, de veselie. Da, un de m-au ma speriat, să știi, bag în ele, zici că e butoi, butoi spart. Știi? Am, am o să vă spun puțin mai târziu, am avut și o aventură pe acolo și apă la Oktoberfest. Am uitat să vă mai amintesc că München e al treilea oraș din Germania după Berlin, Hamburg, vine München și după aia vine Köln. Are o celebră grădină englezească, se numește English Garden, unde se afla și faimosul post de transmisie Europa Liberă, pe care îl ascultam în tinerețe, pentru că singura posibilitate să spui adevărul în România sau să te plângi era prin Europa Liberă de la München, un post de propaganda americană, ne-a ajutat în perioada aia. Grădina englezească a fost și celebru atentat făcut din însărcinarea securității române și din comanda lui Ceaușescu, celebru atentat făcut de Carlos Chacalu, venezuelanul care avea idei, era un, un terorist cam așa, cam boem, cu trabucuri de, cu Havana și cu țigări speciale și cu eșarfe aici și mare gagicar. Dar mă rog, a făcut atentatul ăla nu l-a reușit, că în loc să pună bomba sub secția română, a pus-o sub secția cehozlovacă. Oricum a ieșit câțiva răniți, o explozie colosală, s-au spart vreo 4.000 de ferestre în zona aia, au zburat câteva mașini până aer, în grădina englezească, cred că are, nu știu, vreo 150-200 de hectare, e imensă, imensă, câțiva kilometri întregi, și foarte lată, bavarezii, deși sunt conservatori, au și scăpări de astea, să zic așa. La un moment dat, pe acolo trece râul Izar, până cum e Dâmbovița la noi, așa e râul Isar, Izar, pălințește, care trece până până Mühen. Într-o parte acolo și într-o latură e o zonă de nudiști. Păi închipuiți așa vreo două terenuri de fotbal pline cu nudiști, bărbați, femei, copii și alături trece lumea îmbrăcată pe lângă ei, știi? Sau trece poliția călare pe cai, deci arată așa, haios, dar mă rog, așa e obiceiul la el. Am fost și eu acolo la zona aia, la pagiștea de nudiști, era haios așa, toată lumea despuiată și la 50 de metri la 30 de metri tre treceau familii cu copii pe lângă tine. Dar mă rog, asta nu, nu știu ce să zic. Să-mi ziceți voi ce părere aveți. Uh, trebuie să vă mai zic că bavarezii au, au, avut o perioadă în care au avut și un, și un rege care era un pic dus cu Pluta. La un moment dat au avut pe regele Ludovic I al Bavariei, pentru că Bavaria era un mic regat pe vremuri când Germania era divizată. Și își găsise o, o gagică pe cine? O irlandeză care era dansatoare, balerină, ca să zic așa pe franțuzește o cocotă, să numea Lola Montez. Era renumită, cânta, dansa, nu știu ce și a căzut cu tronc regelui Ludovic I al, al Bavariei. A avut o relație, a fost și curtezana, a fost și metresa lui. Vă dați seama, era un mic scandal pe vremea aia, dar mă rog, asta este trebuie să vă spun că tot festivalul ăsta, tot Oktoberfest, a pornit de la ideea unui suboficier din armata regală bavareză. Ăsta a avut la un moment dat o idee de ce? În zona aia se făceau curse de cai și la un moment dat a zis domne, dacă tot facem curse de cai hai să punem și două tarabe aici cu bere, că la Bavarez le place berea la nebunie. Deci, de fapt Germania, una dintre cele mai Puternice și tradiționale țări în fabricarea berii. Și el a zis, sub blocotenentul, la domne, hai să punem aici la cursele astea de cai, și niște tarabe barăci cu, cu brețel, cu covrigi, cu ceva cu o gustare, cu o bere că la ei să bea bere, și de atunci, așa, așa a pornit cu Toberfest și cu timpul, cu timpul s-a mărit, s-a mărit. Normal că e o mană cerească pentru negustorii din Bavaria și special pentru cei din München, care eu cred că câștigă câteva sute de milioane numai la un Octoberfest numai la un festival al anual. E o afacere colosală. În a doua săptămână se face săptămâna italienilor. De ce? După al doilea război mondial, în Germania nu mai erau bărbați, erau doar bătrâni, copii și femei sau babet. În momentul ăla au fost, ca să ridice de nou țara, au fost obligați să aducă muncitori străini, bărbați. Primii au fost sicilieni, a rămas celebră o fotografie cu un sicilian care avea o vespa, o motoretă de aia, primită cadou, pentru că era primul sicilian care venise la muncă în Germania. După aia au venit turcii, sârbii sau au fost iugoslavii și alte nații, grecii că grecii și ei au avut până în până 74, când au intrat în piața comună, au avut, erau destul de sărați, țara agrară. Și așa s-a ridicat Germania. Și pentru că în zona aia a Bavarei sunt foarte mulți italieni, primăria Münchenului a organizează a doua săptămână a festivalului Iberi de la Oktoberfest, o face special pentru italieni, știi? Bineînțeles că și din rațiuni comerciale. În anii 80, am, am dus și eu dată de curiozitate, zic, hai bă frate să mă duc și eu acolo și a să văd cum e la October M-am dus acolo, mi-am luat o halbă de aia, un bir crug de la 1 litru, m-am așezat unde era loc, mai la marginea, la o masă de aia imensă, unde bavarezii deja erau în, în trance, erau în extaz, erau băuți, erau mâncați, veselie, râsete, nu știu ce, femeile cu decolteuri așa decente, ați văzut chelnerițele alea cu câte șapte-opt halbe de bere pe o mână, șapte-opt pe mână, deci era o atmosferă ce mai de veselie, de festival, copiii făcuți la înghesuială, erau și azilanți și emigranți, erau și turci și greși și români și africani, că așa e până în începutul anilor 70, Germania a început să umple masiv de africani, de asiatici, de nu știu ce. Deci m-am așezat, cum ziceam, la o margine de masă acolo și am niște nemți care deja erau, erau, duși, erau pe altă lume. Beam acolo și a bere, că scangura și ca, ca, omul ăla acolo și a de la nu știu ce. Când mă pomăresc cu, cu o palmă pe, pe umărul drept de era să mă dărâm, zic, băi ce dracu, mă uit așa, o nemțoaică. Dar mă uitam la ea, dar nu se mai termina. Zic, bă, frate, și ăsta e turnul Eiffel. Avea vreo metru, 2 metri. Când mi-a pus o avea o casmă, ziceai că două mâini de ale mele, așa avea. Zice, după aia mi-a povestit, fusese basketbalistă. Era 1,95-2 metri și era, avea vreo 120 de chile, așa, cu bătaie. Ce e liber lângă tine? Zic, da, da, așează-te. Așează lângă mine? Deja m-a că nu sunt neam. Zice, de unde ești? Zic, rumenien, România. Da, e liber România, că eu iubesc România. Zic, danche, danche, merci, merci ce îți fac niște cu o bere, zic, păi mai am aici, zice, nu, că e plăcerea mea să-ți cumpăr o bere. Bine, gata, hai, acum ce se face faci, plăcerea omului, nu? Chiam o chelneri, să mai mi-aduce un cruc de la un zic, bă, dracu, mă fac praște, că eu nu beau. Eu dacă beau o bere mică, așa, nici pe aia nu beau întreagă, la a doua mă fac un pic și la a treia mă amețesc ca lumea, deci eu nu beau mai mult de o bere, hai o bere jumate, așa. Dă ne că eu mai aveam o jumate din berea mea, din halba mea, mai îmi dă una rece ca gheața, am pus mâna așa, păi era abur. Prost, prost, că în cuvântul românesc prost înseamnă noroc în germană, când ciognești, noi zicem noroc și ei zic prost, cum e și cuvântul românesc. Ce prost, prost, adică noroc, noroc, am băut cu că ce îți place, zic da, da, gut, gut, bună, bună berea, rece, normal. Ce? Că, hai că-ți mai aduc una, zic, bă, nene, stai așa că nu, eu nu beau ca tine, eu beau altfel, știi? Mă speria să-mi zic, bă, nene, asta mă face praștie. Nimțai că nu, 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 las că ești prietenul meu din România, nu știu ce, vrăjeală, știi? A început, a, mai comandat o bere. Mai am stat așa cu ea, mai dă încolo, mai vorbește de România, de Germania, una, două. Văd că mai apare două prietene de alea, a, halo Helga, halo Helga, salut Helga, așa o chema Helga. S-au așezat și alea m-au încadrat, zic, hai că am dat-o dracului cu astea, acum să vă cum scap de ele, știi? alea tot, colegele ei de la basket, de la echipa de basket, de la Miuhen, jucaser acolo, tot așa, la 1,90 90 ceva, 110-120 de kg. Avea niște cazmale, frate, te speria. S-au pus pe băul nene, acolo și a zic, acum hai să vă cum scap de ele, nene, știi, că mie... Zic, ce fac cu a puțeaua bere, nene, de, berea când bei multă începe să pută știi și a bere îngrozitor și mie nu-mi place mirosul ăla de bere că și așa nu mă omor cu băutul am mai stat pe acolo zi bă eu pândeam zi bă să mă topesc că astea și-au pus gândurile cu mine astea mă îmbată precis sau cine știe mai, mai mai ia cu forța și până la ele am mai stat nici el nu știu ce la un moment dat Vine chelnerița iar, ele iar mai comandă acolo și au cred că au băut vreo 40 de bere acolo și până să mă topesc eu. În moment vine o chelneriță, da, aici nu, și lasă 10 bere aici, da, la 5 pe mână, 5 pe mână, și lasă-le aici, lasă-le aia acolo, zic, bă, să dea dracu asta, a luat-o luat la vale. La un moment dat vine un cârd ăsta așa de, de noi, veniți acolo și -a, pe lângă noi, eu prind ocazia, mă bag pe aia, mă topesc, și am șters o englezește, știi, m-am topit că mă găruș în țeață, știi, că mi-am dat seama, aia mă, alea mă făceau praștie și eu nu beau, v-am zis, nu beau așa de mult, nemții sunt învățați și ele și ei, beau de nu știu ce. Acolo la Oktoberfest, după aia când se bată, îi vezi cum dau la boboși, pe după gerete, pe după barăși, pe acolo și Femeile nu prea mai arată așa a lady like când le vezi băute și mai cad pe jos, mai cu picioarele în sus, mai le se ridică fusta, deci e mai așa, dar mă rog, asta e, așa e la orice. Mi-aduc aminte că pe vremuri când eram copil la bălciuri, tot așa, când se și româncele noastre, dar cu vin, nu prea mai arăta așa ca, doamne, dar mă rog, asta e viața. Camaraz, v-am spus o poveste din tinerețea mea din anii 80, sper că v-a plăcut, rămânem pre mai departe precum Catarii, umăr la umăr. Pa camarazi!